Bună dimineața! Și la vale e greu, nu doar la deal. Tocmai am ajuns în acest loc frumos și mă gândeam să pregătesc pe aici, pe undeva, un adăpost. Mi-am dat seama că nu am filmat niciun adăpost făcut, așa mai bushcraft. Și astăzi se pare că avem o vreme frumoasă. E cam fric, dar e frumos totuși. Cred că o să pun în practică treaba asta. Și anume, voi construi un mic adăpost care va trebui să fie rezistent în timp. Deci nu doar pentru 24 de ore sau pentru o noapte. Ceva mai zdravăn. Acum să vedem și ce resurse și cum stăm cu frigul. După cum vedeți, probabil vedeți, vreau să zic că sunt echipat cu cizme de gumă. Poate că vi se pare ieșit din comun. Nu vă recomand chestia asta, să veniți la munte, să veniți în zăpadă. Aici, în unele locuri, de cum e aici, cred că e de vreo 25 de centimetri zăpada. În schimb, au fost locuri când mi-au trecut și peste cizmă, deși nu mă așteptam la asta. Ideea e cam așa. Eu am mai ieșit între timp, chiar dacă n-am postat nimic, am mai ieșit așa și m-am echipat neadecvat. Pentru că am plecat de acasă și nu știam că o să fie zăpadă. Cel puțin nu știam că o să fie chiar așa mare zăpadă. Și am fost în anumite locuri unde zăpada a fost. N-am putut să stau foarte mult afară, tocmai din cauza că n-am avut un echipament mai corespunzător. Am filmat ceva, dar nu o să public. Asta e, am și eu anumite filtre după care mă ghidez și nu-mi place să public chiar orice. Adică dacă nu e așa încadrat în anumite standarde pe care le consider eu acceptabile, nu vreau să public pentru că așa mi-am propus. Bun, înainte de a începe toată activitatea, vă rog sau vă sugerez să dați un like, un comentariu în legătură cu ce vă place la clipul ăsta sau la clipurile pe care le-am mai filmat, puteți să verificați pe canal. Iarna, vara, primăvara, toamna, am de toate. Așa, și la o calitate, zic eu, destul de bună. 4K. Bun. Eu o să-mi fac un foc ușor. Nu știu exact unde. O să-mi pregătesc așa frumos, o să-mi fac un foc ușor și după cum am zis, vreau să fac adăpostul respectiv să iasă cât mai plăcut, cât mai frumos. Vă doresc vizionare plăcută. Sper că stați bine în confortul vostru acolo acasă, frumos. Căldurică, nu ca aici. Mi-a intrat zăpadă în cizmă și începe să mă ia frigul. Dar o să îmi pregătesc de un foc. Mi-a prins focușorul, după care mă apuc de treabă. Eu am gustat ceva înainte să plec, adică pe drum. Am mai mâncat, mi-am și pătat pantalone. Nu mi-e așa foame, așa că asta cu mâncarea poate să mai întârzie puțin. Focul pentru căldură, obligatoriu, și materialul necesar pentru adăpost. Fraților, vă mulțumesc celor care m-au susținut și vă doresc la mulți ani cu ocazia asta, că e primul video de tip outdoor din 2020. Vă doresc la mulți ani celor care m-au susținut, celor care au apreciat videoclipurile pe care le-am postat. Vă doresc sănătate și numai bine celor care au lăsat comentarii, care mi-au dat sfaturi, domnul Claus. Sănătate. Mai sunt persoane, acum nu-mi vin în minte exact, pentru că au niște nume pe YouTube mai complicate. David, iarăși mi-a dat un sfat foarte bun, cel puțin un sfat foarte bun. Și tocmai asta e ideea, să primesc de la voi un feedback cât mai pozitiv, nu neapărat pozitiv, cât mai constructiv, așa, să înțeleg eu care sunt nevoile voastre, cum vreți voi să arate conținutul pe care îl public, pentru că eu de ieșit oricum ies, după cum am zis și mai devreme. Deci nu-i problema asta. Ideea e că să știu ce anume să filmez, ce anume v-ar plăcea să vedeți, pentru că eu oricum ies la aer liber, ies în natură, ies în anumite zone,
Am observat că vă plac videoclipurile, mă bucur pentru acest lucru, dar totuși aș vrea să înțeleg cât mai bine atât durata de vizionare pe care o petreceți voi, ca să știu, pun videoclipuri mai scurte, mai lungi. La cei mai mulți le plac videoclipurile lungi, după cum am creat și sondajul respectiv pe YouTube și am văzut la cei mai mulți vă plac sau v-ați dori videoclipuri lungi. Eu asta încerc să fac. Acum depinde de posibilități. Vă doresc sănătate, Doamne ajută, și numai bine și celor care nu au apreciat conținutul pe care l-am creat. Sunt într-adevăr și persoane de genul și nu dau vina pe voi, nu sunteți voi de vină. Probabil nu m-am ridicat la așteptările voastre, habar nu am, nu știu exact care e motivul. Ar fi bine, dacă vreți și voi, bineînțeles, să vă exprimați opinia în detaliu. Deci apăsând dislike, am înțeles, nu-ți place, dar care-i motivul pentru care nu-ți place? Asta vreau eu să înțeleg. Ca să mă pot ridica cumva la așteptările voastre sau și la așteptările voastre. Eu oricum vă doresc, Doamne ajută, și numai bine și vouă, pentru că sunteți tot oameni, sunteți poate cu așteptări mai mari, poate cu pretenții mai mari, știu eu, nu știu exact care e treaba de a-ți da dislike, dar se poate îmbunătăți lucrul ăsta discutând și evaluând un pic situația. Fraților, m-am lungit acum, hai să ne apucăm de treabă că mă ia frigul la un deget. Cizmele astea nu sunt chiar ok, numai mi le-am luat strict pentru a nu mă mai uda la picioare, deși asta tot o să mă ud. Am zis să-mi iau cizme cât mai lungi, mai înalte, nu bocanci. Am zis, gumă, nu știu ce, bla, bla, bla. Uite că tot mi-a intrat un pic de zăpadă mai devreme. Hai să trec la treabă, că m-am lungit o grămadă. Vorbim pe parcurs. Spor al lucru mie, nu? Hai, like, coment, dacă vreți și un share, abonați-vă, clopoțelul, știți voi. Hai, la treabă. Întâi îmi iau crenguțe de astea, mai uscățele, pentru foc. Am aici la lemn de numai. E greu prin zăpadă. În rest, absolut nicio problemă. Vom încerca să facem acest fierăstrău. Deși am uitat să-l bag în apă. Presupunem că nu am apă, da? După câteva minute bune în care m-am chinuit, ia uite că am terminat și cu asta, cu fierăstrău. Nu că ar fi vreo mare realizare, dar ajută când vrei să tai lemne, să-ți aprinzi un foc ușor. Are noroc fierăstrău ăsta că îmi place tare mult, că altfel de mult îl aruncam. Dar e așa o creație proprie și, nu știu, mă simt eu mai în legătură strânsă cu el. Deși am văzut ceva fierăstrău la pe alte canale, cum ar veni la Cezar, am văzut un fierăstrău și la Klaus mai nou, am văzut un fierăstrău foarte frumos, ăla nu știu de unde l-o avea, dar ar trebui să intru în contact cu unul de ala, că îmi place tare mult aspectul și cât e de ușor de făcut, de folosit, e super, extraordinar. Hai că mai strâng păsta așa și îmi tai o bucată de lemn. Deocamdată, după aia mai tai eu. Asta e fain așa, simplu. Numai că ți-a cam, e ușor din calea afară. Deci nici nu știu, e ușor, tare de tot. Doar că durează mult asamblarea lui, din cauza la asta.
Am făcut-o prea strânsă. Probabil o să trească să-i facă alta.